Eu zic că e foarte bine că Bistrița se numără printre cele 22 de orașe care în România derulează acest festival. Câteva cuvinte pentru cei care n-ați fost anul trecut, trebuie să spun. Este unic în lume festivalul acesta. El se desfășoară, promovează, cum vă spunea, filme de foarte scurt metraj, de maxim 3 minute, realizate atât de către profesioniști, cât și de tineri talentați, uneori cu mijloace derizorii, sunt filme făcute într-un garaj. Festivalul se derulează în toată lumea, între 3 și 5 mai, în Bistrița, joi 3 mai, este selecția Parole de Femme și Round de Trecur, România. Deci, filmele realizate de cineaștii români. O să vă spun de ce e foarte importantă această secțiune. Vineri, 4 mai, este selecția familială, deci despre familie, da? Unde avem o chestiune legată de trecut familial și selecția internațională, o să vă spun și selecția internațională imediat. O primă parte, prima parte din selecție. Iar sâmbătă 5 mai, tot la ora 17, deci mereu aceeași oră, selecția Mont d'Avant, Mont d'Après, lumea de dinainte, lumea de după și selecția internațională, cea de-a doua parte. Pentru cei care n-ați fost anul trecut, precizez de ce trecur, de ce în franceză, pentru că promotorul acestei inițiative este Organizația Mondială a Francofoniei.